Mi-mi plăcea să stric jucăriile și după aia să le repar. Adică cea mai mare bucurie când primeam o mică mașinuță, ceva, era să o dezmembrez ca să pot să o asamblez. Deci asta era pasiunea. Și de acolo, cumva, am dezamăgit speranța celor din familie care, cumva, au mizat pe faptul că voi deveni medic. Bunicul din partea tatălui a avut mari speranțe ca tatăl să devină medic și tatăl n-a devenit medic. A ales mai degrabă totuși partea, să zicem, partea umană, științele umane, a ales literatura, a ales tot ceea ce înseamnă critică și a făcut și critic de teatru, dar a făcut și literatură universală, a făcut și istorie, cumva o altă direcție decât cea pe care am ales eu cu mașinuțele pe care le stricam ca să le pot asambla. Și apoi speranța a fost în unchiul, care până la urmă a ales jurnalismul și iarăși ceva care nu are nicio legătură cu ingineria. Și bunicul spunea, așa într-un limbaj dulce, moldovenesc, spunea puiul bunelului, hai măcar tu, vino și fă facultatea de medicină. O să vezi cât de bine este să fii medic. Și eu s-a rugat foarte mult la Dumnezeu ca să devin eu medic, dar am ajuns un fel de medic, dar nu cel al trupului până într-un final, ci cel al sufletului. Vocația cumva a evoluat în sensul că am fost îndemnat de profesorul de fizică în clasa 6 să merg la un concurs regional, după aia să merg la olimpiadă, care a fost mai întâi pe sector, după aia pe oraș, după aia pe republică. Și tot așa, la un moment dat, m-am trezit că am devenit olimpic și tot eram premiat. Da, să zicem, tot timpul am premiul 2 sau 3, a fost anii în care am luat și premiul 1, și asta s-a transformat în o adevărată pasiune pentru fizică și pentru matematică și pentru științele exacte, care au evoluat cu o bursă în Franța la Institutul Național de Științe Aplicate, unde s-a finalizat cu o licență în, de fapt, licență și master în telecomunicație, și lucrarea de licență a fost pe securitatea rețelelor. Dar ca și domeniul de muncă, am lucrat în cel bancar și m-am ocupat până la urmă de un fel de tot ce înseamnă inginerie financiară pe bursa de valori, bursa de valori de la Paris. Dar ceea ce e interesant este că acolo sediul bursei de valori pentru banca la care lucram, BNP Paribas, era pe un bulevard care se numea Bulevard des Italiens, Bulevardul Italienilor. Și din Bulevardul Italienilor am ajuns chiar în Italia, în mod paradoxal.